Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, în emisie Reflector Analitic. În ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre inițiativa autorităților de la Chișinău de a deschide 6 magazine Kaufland. Despre această inițiativă și cât de benefică se poate dovedi a fi pentru oamenii de rând, vom încerca să discutăm împreună cu invitații ediției de astăzi, care sunt Sergiu Ungureanu, expert economic, bună seara și bine ați venit, și Victor Poliacov, consilier PSRM în CMC. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Domnilor invitați, până a da curs acestei discuții pe marginea subiectului enunțat, o să rog colegii de la regie ca să pună pe post un subiect realizat de către cei de la Camera Știri, pe marginea acestei teme, după aceea vom reveni în studioul la discuție. Rog regia subiectul. Zona în care este planificată construcția hipermarketului, deja în toamna acestui an, are o suprafață de mai mult de 3.000 de metri pătrați. Conform autorului proiectului, fostul arhitect șef al Chișinăului Vlad Modârcă, obiectul va fi amplasat pe teritoriul unui complex rezidențial situat pe bulevardul Mircea cel Bătrân. Acest magazin предполагается сдать в эксплуатацию к 1 ноябрю 2017 года. Процесс строительства этого магазина построен так, чтобы не мешать никому из ближайших жилых домов. Загрузки магазина товара. Предполагается, что в сутки будет приезжать 3 фуры, которые будут разгружаться в ночное время, не мешая никому. Primul etaj al clădirii și o parte a teritoriului adiacent va fi plasat pentru parcare, care, potrivit arhitectorului, este proiectată pentru 200 de automobile. Locuitorii blocurilor din apropiere sunt convinși că din această cauză se vor forma ambuteiaje. De asemenea, oamenii consideră că astfel de proiecte mari trebuie să fie situate în afara orașului. Aceeași opinie este împărtășită și de către reprezentantul PSRM. Ту информацию, которую сказал претор, архитектор, представляющий этот проект, я считаю, что она некорректна. Там будет там, более 300 автомобилей одновременно. А мы знаем, как у нас любят парковаться и как они заезжают. И вы представляете себе, одновременно около 300-400 автомобилей, выпускающие соответствующие выхлопы. То есть какова будет нагрузка на экологию? Раз. Какова будет нагрузка на проспект Мирча чел Бетрин? Если бы это было, к примеру, заезд двух-трех сторон, то есть возможность там крупных трасс, которые высокая пропускная способность дороги. Pretorul sectorului Ciocana, Elena Bostan, susține ideea de a construi acest centru comercial pe motiv că se vor deschide și noi locuri de muncă. Вы знаете, мое личное мнение, единственное, чему я рада, что люди получат рабочие места. И надеюсь, что станут меньше людей уезжать. У нас полстраны уехало из дома. Поэтому, если создаются новые рабочие места, я могу только как человек радоваться этим вещам. И дети будут иметь рядом с собой родителей. Kaufland. Я была во всех странах Европы, именно в Kaufland. Специально, чтобы посмотреть, что я работаю в маркете, поэтому меня интересует это все. Нет. Я, как житель Молдовы, я не выбираю Kaufland. Я не выбираю его. Я принципиально против, потому что это самый грязный магазин Европы. Amintim că rețeaua de magazine Kaufland a venit pe piața autohtonă la inițiativa primarului capitalei Dorin Chirtoacă. Până în anul 2020 este planificată construcția a 6 hipermarketuri. Comunitatea de experți este preocupată de deschiderea unei rețele de magazine Kaufland în țara noastră, dat fiind faptul că acest lucru va duce inevitabil la falimentarea companiilor locale, precum și la distrugerea producătorilor autohtoni. Stimați telespectatori, revenim în studioul la discuție. Ziceam ceva mai devreme, discutăm despre această inițiativă a autorităților de a deschide la Chișinău mai multe rețele de magazine Kaufland. Invitații noștri sunt Sergiu Ungureanu, expert economic, și Victor Poliacov, consilier PSRM în CMC. Domnule Ungureanu, haideți să aflăm, din perspectivă economică, era cazul ca să se dea undă verde pentru această inițiativă de a deschide la Chișinău aceste rețele de magazine? Consumatorii noștri, până la urmă, duc lipsă de anumite produse? Cum se justifică? Deci, din punct de vedere economic și din punct de vedere social, dacă să privim în raza municipiului Chișinău, în orașul Chișinău, chiar deoarece are acest proiect, vizează anume orașul Chișinău,
Deja sunt atât de multe magazine, deci sunt foarte multe posibilități de a face cumpărături, inclusiv la magazinele mici, la magazinele mari. Sunt foarte multe magazine deja existente care oferă practic tot aceeași gamă de produse și servicii care oferă noua rețea, deci fără să atac oarecum rețeaua aceasta, deci este o rețea ca și oricare altă rețea, dar piața este aglomerată, este hiperplină. Ținta lor deja va fi, deci oarece într-o piață oarecare în care nu există deja loc, trebuie să se ia din cota altor comercianți, din cota altor rețele care vând sau din cota celor mai mici. Deci cred că ținta principală a acestei noi rețele, deoarece este mult mai ușor să priai o anumită cotă de piață a micilor comercianți. Deci cel mai probabil că în zonele în care sunt amplasate aceste, vor fi amplasate aceste magazine, pentru că ele încă nu sunt, deci micii comercianți și anumite magazine mici care erau specializate, unele pe pâine, altele pe bomboane, altele pe mai știu eu ce, deci vor dispărea. Și în aceste condiții, să spunem din punct de vedere economic că va fi un beneficiu sau vom avea mai multe locuri de muncă, este prea devreme, pentru că noi nu știm câte locuri vor dispărea. Și, spre exemplu, autoritatea publică reprezentată de pretorul sectorului Ciocana, care se arăta atât de mulțumită și atât de, nu știu, de această inițiativă, nu a luat în calcul anume acest aspect, câte locuri de muncă vor dispărea. Domnule Poliakov, care este poziția până la urmă a administrației publice locale? Pentru că am văzut, au fost un șir de probleme, cel puțin, care au fost larg mediatizate de către colegii noștri. Mă refer la tăierea pomilor, mă refer la acel conflict din preajma grădiniței și probabil acest șir ar putea continua. De ce s-a ajuns în această albi și totuși ce punct de vedere împărtășește CMC-ul? Eu sper că noi încă vom mai reveni numai decât la punctul economic și într-adevăr este și un alt moment ce ține de cum această rețea se extinde la noi în țară. Da, o să discutăm și acest aspect. Sunt foarte indignat de faptul cum anume el aceasta o face. Este vorba despre Kaufland. Haideți să luăm chiar și subiectul care a fost abordat în știrea anterioră enunțată. Da. Este vorba despre Mircea Bătrân 25/1, lot de teren unde se vrea construi un magazin Kaufland. Acest teritoriu are un cod urbanistic R6 care prevede că în acest spațiu trebuie să fie construite blocuri locative. Adică, după mai multe dezbateri, arhitectura a hotărât că ar fi bine ca în acest loc să fie amplasat zonă rezidențială. Acum vine Kaufland și spune, nu, eu am cumpărat acest teritoriu și eu vreau ca dumneavoastră, reprezentanții până ce a executivului din administrația publică locală, să modificați acest cod. Și, bine, mersi, executivul vine repejor cu un proiect cu privire la proiectul PUZ, plan urbanistic zonal, prin care se vrea modifica acest cod, ca ei să aibă posibilitatea în acest loc să amplaseze magazinul său. Pentru aceasta, evident că, în mod normal, trebuie să fie organizate consultări publice cu cetățenii. Ce fac ei? Adevărat. Anunță aceasta pentru data de 4 și cu o zi înainte plasează pe site-ul primăriei și a preturii, de fapt doar a primăriei inițial a fost, anunțul că se vor petrece. Pe cine îi așteptau atunci când îi invită cu o zi înainte la aceste consultări publice? Ok, s-a alăturat mai mulți cetățeni din preajmă și au solicitat, nu, haideți să organizăm repetat aceste consultări publice, ca să aibă posibilitatea publicul larg. A doua consultare publică care are loc pe marginea acestui subiect îl plasează un pic mai mult, cu 3 zile înainte, da? În același timp nu informează alți cetățeni care anterior au dat e-mail-urile sale și au solicitat, vă rog frumos, informați-ne când va avea loc următoarea rundă. Ei nici nu investesc, nu-i anunță pe acești locuitori din preajmă care au, evident au interesele sale vis-a-vis de acest loc de teren. Cine vrea să fie construită o creșă grădiniță, cine vrea o școală, cine vrea o secție sportivă. În fine, nu-i anunță și aici iarăși este o serie de încălcări a legislației ce ține de transparență procesul decizional. Or, atât la momentul pregătirii însăși proiectului decizii, dar și a inițierii acestor consultări, populația urmează a fi informată cu cel puțin 15 zile, cu toate, asta conform legii, cu toate că nu sunt de acord, ar fi binevenit și încă un termen mai mult, ca câți mai mulți cetățeni pe care interesează acest subiect să aibă posibilitatea să participe, să vină cu propuneri și așa mai departe. Deci, eu îmi pun o întrebare simplă, dacă ei
încă nici n-au dovedit să demareze careva lucrări de construcție și să investească aici în municipiu. Deja au fost generate o serie de probleme. Da, o serie de probleme și încălcări, inclusiv a legii. Eu mă gândesc cum ei, acești investitori, se vor purta în continuare. Ori vedem foarte bine că, să nu plecăm departe, dar chiar în România ce probleme ei au. De fapt, anticipați o întrebare a mea legată și de starea de lucruri din România. Domnule Ungureanu, eu vroiam să pornim de la un fapt foarte simplu. Avem gigantul Kaufland, care are rețele de magazine în mai multe țări ale lumii. Spuneți-ne, vă rog, care ar fi explicația, cel puțin iarăși prin prismă economică, ca să vină într-o țară care este considerată cea mai săracă din Europa? Cel mai probabil aici au fost găsite acele condiții prielnice pentru a activa. Deci haideți să vedem, iată, au fost enumerate o serie întreagă de încălcări chiar de la începutul acestui proiect, cum a fost trecut un teren dintr-o categorie în alta, cum a fost repede făcut un plan urbanistic zonal. Deci lucruri care sunt posibile la noi în Republica Moldova. Poate sunt mai puțin posibile în alte țări. Nu zic că nu sunt total imposibile, de exemplu, în România, dar cu asemenea încălcări flagrante, când discuții, dezbaterile care trebuie să fie conform legii, asta nu e o invenție de a noastră, este conform legii, cel puțin 15 zile, cu publicarea tuturor documentelor, deci ca cetățenii să se poată informa și noi, experți, să putem ști care este situația cu acest proiect. Deci iată că lucrurile acestea nu sunt. Deci cel mai probabil în această țară există posibilități de alt ordin, de alt gen, care permit să activeze în condiții avantajoase, chiar și dacă au vânzări destul de mici, pentru că, haideți să recunoaștem, capacitatea de cumpărare a populației noastre este destul de mică, este destul de scăzută și dacă să luăm în condiții absolut strict economice și legale, probabil această rețea nu ar fi investită în Republica Moldova, deoarece această investiție în cel mai normal, natural mod nu s-ar fi răscumpărat. Dar iată că în condițiile în care sunt posibile anumite încălcări, sunt posibile anumite, hai așa să spunem, jocuri ale puterii, pentru că ceea ce observăm noi este făcut cu concursul autorităților publice locale și este o poziție foarte stranie care... De la urmă, primarul de Chișinău se arăta destul de încântat până la urmă de venirea lui Kaufland. Ceea ce este iarăși o încălcare, nu știu dacă vom vedea undeva în Europa, deci deoarece se spune că tindem spre Europa și spre normele europene, vom vedea undeva primari care vor face deschis lobby unor companii comerciale, pentru că aceasta este incompatibil chiar cu funcția de publică exercitată. Dar au mai participat și alte rețele de magazine? De ce anume Kaufland? Se întreabă, bănuiesc, și telespectatorii noștri? Rețeaua Kaufland a ajuns în România. A ajuns încă, dacă nu greșesc, din 2005 și s-a extins. Deci, practic, piața României, care este o țară vecină, este deja împărțită între magazine. Nu mai au unde, s-au împărțit deja toate zonele de influență, care și pe prețuri și așa mai departe. Deci, era și normal, natural, că ei vor vrea să se extindă. Și iată că au găsit posibilitatea să se extindă în Republica Moldova, probabil nu tocmai pe toate căile legale, dar prin anumite șiretlicuri, deci care le-au permis ca să vină să aibă un lobby atât de puternic în partea autorităților publice locale. Și haideți să nu uităm că în municipiul Chișinău deja de mulți ani, nu vreau să spun de câți ani și legat de ce persoană, dar lucrurile se petrec anume într-această manieră, căci dacă s-a spus de sus că aceasta este o rețea bună și trebuie, atunci practic vedem că și reacția prietorilor este una foarte pozitivă, vedem că și reacția altor autorități publice locale, poate nici poliția nu va observa anumite încălcări și așa mai departe. Deci lucrurile se petrec anume într-un mod foarte lejer. Și acest lucru, deci, este unul avantajos, pentru că nu doar condițiile economice sunt cele care atrag anumiți concurenți economici, dar și condițiile politice, condițiile juridice, dacă până la urmă luăm. Domnule Poliakov, eu intenționez, ca să continuăm acel gând enunțat un pic mai devreme despre starea de lucruri de România și raportat la poziția fermă, aș îndrăzni să zic, a primarului general, cât și a pretorilor. Am văzut și în subiectul enunțat. Cum s-ar putea explica? Ar fi bine totuși să urmărim care este reacția însăși a reprezentanților Kaufland. Da. Așadar, anul trecut deja, deputații legislativului român au propus un proiect de lege prin care s-au solicitat foarte multe, însă am atras atenția la o chestie, și anume asupra faptului că în ceea ce ține de producătorii locali și acolo unde
românii au, să zicem așa, o putere în producere, da? Este vorba și despre legume, fructe și așa mai departe, mai multe mărfuri. Aici românii au impus, vreau să impună o normă care eu o consider absolut binevenită, și anume prin care aceste rețele sunt obligate să procure cel puțin 51% din categoria de mărfuri de la producătorii locali. Da, se opun. Anticipați de fapt aspectul ăsta cheie, vroiam și să-l discutăm, vă rog. Corect, s-au opus într-un glas nu doar conducerea Kaufland, dar și conducerea Metro Cash & Carry, Ashan și mai mulți reprezentanți ai retail-ului din prezenți în România. S-au opus cu vehemență și până acum la moment. Mă gândesc eu, Republica Moldova, care și așa la momentul de față se combate cu o problemă într-adevăr destul de gravă, anume lipsa producătorilor autohtoni, care sunt puțini, da? Dar mă tem foarte mult că cu venirea acestei rețele va fi, eu știu, o situație alarmantă pentru producătorii locali. Ori chiar nu de mult a fost emis o știre la un portal român de noutăți, în fine, n-am să dau citire, unde au plasat o poză unde în magazinul Kaufland din România se vinde o ie, cunoașteți cu toții ce înseamnă asta, este un port tradițional al românilor, made in India. Banal, made in India. Cum este posibil oare așa ceva? Adică producătorii din România nu pot să producă hainele lor tradiționale, trebuie numai decât să o cred că numai decât vom mai reveni încă la acest subiect. Da, domnul Gureanu, vă rog. Domnul consilier a atins o întrebare foarte interesantă și care trebuie să un pic să intrăm să deschidem paranteze, producătorul autohton. Este vulnerabil în această situație? Iată, aici se atinge un punct foarte important. Producătorul autohton este unul dintre cei mai vulnerabili în această situație din cauza că arată statisticile economice din diferite țări, nu doar să spunem cu o țară ca România sau să spunem cu o țară cum Ucraina sau Republica Moldova. Din diferite țări au fost făcute statistici economice care arată că în momentul în care într-o anumită zonă pătrunde un comerciant mare, precum Kaufland, precum Carrefour sau alte rețele destul de mari, producătorii autohtoni, producătorii mici din zona aceea, în proporții de 30-40% dispar în primii 2 ani. Deci în următorii ani rata dispariției acestora se ridică la 10-15%. Deci practic noi reducem producătorii autohtoni, producătorii mici care nu mai țin față concurenței, deoarece un asemenea gigant dictează prețurile, dictează condițiile și calitatea, poate. Și calitatea. Vorbim și despre, exemple foarte banale, putem să vedem când se aduc produse alimentare care se alterează ușor sau produse alimentare care în mod normal ar trebui să fie luate pe piața locală, le vedem făcute în Turcia, le vedem făcute în oriunde în alte țări, deci nu spunem de unde vin, dar și nu vin de cea mai bună calitate, pentru că știm foarte bine că asemenea produse, ca să parcurgă o asemenea distanță, care probabil înseamnă și anumite cicluri de încălzire, răcire, deci trebuie să aibă o componentă foarte puternică de conservanți. Deci foarte multe alte substanțe care nu fac aceste produse să fie naturale. Iar produsele naturale autohtone, deoarece nu mai pot face față concurenței, deoarece nu mai au acea stabilitate că vor avea posibilitatea să ofere aceste produse, devin din ce în ce mai scumpe, deoarece neexistând această stabilitate, trebuie fiecare producător să investească cât mai mult în diferite echipamente, fără ca să știe dacă acest echipament se recuperează. Deci atunci el vrea să-și amortizeze investiția cât mai repede și este nevoit să o pună în preț. Până la urmă, din ceea ce spuneți dumneavoastră, am putea ajunge la concluzia că Kaufland-ul, dacă ar ajunge în Moldova, ar însemna mai mult de jumătate din produse vândute vor fi de import? Iată, acest lucru este important, deoarece în România deja s-a impus sau vrea să se impună foarte strict această lege protecționistă care protejează producătorul autohton, producătorul local, în special de produsele agroalimentare, dacă discutăm despre acestea, pentru că vorbim despre produse... O țară agrară până la urmă suntem. Și o țară agrară suntem. Iată că
în asemenea condiții, când o țară impune asemenea legi protecționiste, una din ieșiri a fost să găsească și o altă piață, o altă piață în care asemenea legi nu există. Și asemenea magazine precum Kaufland au, pe lângă capacitățile economice pe care le au și capacități de lobby foarte puternice. Deci haideți să nu uităm acest lucru important, deoarece având asemenea posibilități financiare, au și posibilitatea de a influența anumiți politicieni locali, au posibilitatea de a influența anumiți politicieni la nivel înalt, care să le ofere o anumită stabilitate din punct de vedere juridic, economic, care să nu adopte asemenea legi, precum zicem, de cea protecționistă, care să ofere posibilitatea să încalce anumite legi, precum se, când se au loc discuțiile publice. Deci lucrurile acestea, când într-o piață se pătrunde atât de ușor și până la urmă cu o serie întreagă de încălcări, trebuie să ne ridice semne de întrebări de ce a pătruns acest producător și care sunt până la urmă consecințele pentru noi. Dar consecințele vor fi în felul următor, deci dacă să-i numărăm pe scurt câteva, se vor reduce foarte mult, se va diminua producția autohtonă, deoarece producătorii locali nu vor mai putea să acceadă la toate condițiile care vor fi impuse de acest mare rețea de magazine. Al doilea lucru care se va întâmpla, calitatea produselor care vor fi vândute va scădea în mod cert, pentru că dacă pentru început ele vor fi ținute la aceeași calitate ca și cele autohtone, după dispariția concurenței locale, sigur că produsele deja de import nu mai trebuie să devină atât de calitative și pot fi și alte lucruri. Și un al treilea lucru care este foarte important, chiar și controlele acestea de calitate care trebuie să le petreacă, ele sunt foarte ușor ocolite de magazinele mari. Este foarte ușor pentru un magazin mare, pentru o rețea mare, să mituiască anumiți controlori sau anumite instanțe care verifică, și chiar recent au pătruns în presă doar așa anumite frânturi din ceea ce se petrece în magazinele noastre mari în Republica Moldova, deci din acele încălcări, dar sunt mult mai multe care noi nu le știm, deoarece acestea doar au pătruns în presă. Deci iată, lucrurile acestea trebuie să ne pună în grijă, pentru că mult mai puternic este lobby-ul unui producător atât de mare decât lobby-ul a câțiva magazine mici care în mod cert vor dispărea dacă va apărea asemenea. Domnule Poliakov, reprezentantul Kaufland ne asigură până la urmă că nu va fi doar magazinul propriu-zis, va fi creată o întreagă infrastructură. Vorbim, dacă nu mă înșeală memoria, de 200 de locuri pentru parcări, vor fi create alte elemente caracteristice pentru o asemenea rețea. În ce măsură ar trebui să dăm crezare acestor afirmații? Da, și pot face referire chiar la același lot de teren din Mircea cel Bătrân 25, bar 1, se vrea a construi acest magazin. Haideți să vedem cum acum circulă mașinile. Sunt este destul de ok, nu sunt ambuteiaje pe Mircea cel Bătrân, tot circulă corect și bine. Și nu creează situații de accident și mai mult ca atât ambuteiajele, ceea ce nu este nici cum plăcut pentru orice cetățean, fie el se plimbă cu mașina proprie sau cu troleibuzul. Vă dați seama, dacă într-o asemenea teritoriu vor circula și 200 de mașini concomitent, vă dați seama, cumpărătorul vine, cumpără, pleacă, în locul lui vine altă mașină, se parchează. Deci, în cursul zilei, vor circula mii de mașini în afară de cele care pur și simplu trec în mod ordinar în fiecare zi pe acolo. Plus la aceasta, mai adăugați încă persoane care vor veni de la din orășelile și satele de lângă Chișinău, deoarece garantat vor veni să facă cumpărături acolo. Deci, problema va consta în aglomerația de mașini care va fi în acea zonă. Până la urmă. Și nu degeaba, codul inițial care permite să construiască ceva în acel loc este rezidențial, deci doar pentru trai, nu și pentru astfel de magazine. Ori nici nu se compară cu a fi aceiași 200 de proprietari de mașini, dar care vine, pleacă dimineața la lucru și vine seara acasă, da? Este incomparabil cu acel flux care va fi deja după ce se va construi acest magazin. Plus la aceasta mai adăugați încă și problema ecologică în acea zonă, deoarece la moment, de exemplu, acolo mai este și câte ceva din spațiile verzi care mai acoperă această problemă, da? Se va construi, evident că nu vei putea împăduri acea zonă. Asta este. Deci, logic ar fi, și nu înțeleg în cazul de față investitorul, logic ar fi ca astfel de magazine să fie amplasate în afara orașului. De ce nu se procedează așa? Care
ea ar fi explicația. De fapt, vroiam să punem în dezbatere acest aspect, pentru că logic ar fi fost undeva în suburbii. Vedem că cel puțin jumătate din aceste terenuri pentru magazinul respectiv sunt undeva în capitală. Deci am încercat să pun această întrebare reprezentantului care era prezent la consultările publice cu cetățenii, reprezentantul Kaufland, la care răspuns nu am primit. Eu îl întreb, uitați-vă, Kaufland este un investitor serios. Chiar nu-mi vine a crede că un astfel de investitor, înainte de a procura un lot de pământ, nu se interesează ce poate fi construit în acel spațiu. Este garantat că se va interesa. Și de aici am afirmat un pic mai devreme că dacă ei acum își permit așa ceva, de ce eu nu pot fi convins că fix așa se va proceda și pe viitor? Un răspuns nu am primit de la reprezentant. Deci este evident că... Dacă se crede responsabilitatea socială sau un component acea puternic pentru societate, pentru cetățeni care se pretinde că au fost expuse în timpul acestei prezentări cu Kaufland. Deci dacă se dorea a face o infrastructură și că această infrastructură să fie utilă și mai departe necesară cetățenilor, atunci în mod cert trebuia să fie ales un teren din afara Chișinăului care nu presupunea dărâmarea unei grădinițe sau tăierea unor spații verzi sau nu știu mai ce alte lucrări care clar că aduc nemulțumirea oamenilor. Și în special prin faptul că va crește fluxul de mașini, pentru că acest flux de mașini care este expus, pentru că orice magazin îl face pentru ca să vândă cât mai mult, să aibă cât mai mulți clienți. Și ca să aibă cât mai mulți clienți, deci nu vor spune că vom avea doar 200 de clienți, pentru că pentru 200 de clienți nu deschizi un magazin atât de enorm precum va fi cel de acolo, dar vor fi mult mai mulți, pe zi vor fi cel puțin câteva mii. Deci, dacă se dorea cu adevărat această componentă socială, trebuia să se privească variantele de a construi în suburbii. Noi avem atâtea suburbii, orășele, sate mici, care sunt practic delăsate, sunt practic uitate de lume și nimeni nu... Deci, infrastructura orășenească practic nu a pătruns acolo. Nu mai vorbim de linii de troleibus să se tragă încolo, nu mai vorbim de alte lucruri, niște șosele mai accesibile, dar măcar aceste magazine, pentru că după aceste magazine, sigur că se vor atrage și infrastructura locală, se va face un drum normal de acces. Atunci, Kaufland sau alte magazini vor spune că bine, facem un magazin nu știu, undeva în Sângera sau la Colonița, dar facem și un drum normal pentru acces. Și iată, astfel crește această responsabilitate socială. Puteam contribui la ridicarea economiei. Da. Spuneți-mi, rog, haideți să discutăm un pic despre prețuri, ce urmează să fie acolo, și în aceeași ordine de idei despre regulile de joc, pe care până la această oră, din ceea ce am reușit eu să mă documentez, le dictează cu părere de rău doar Kaufland. Nu am văzut o poziție ferma statului. Cum urmează să se desfășoare aici? Deci, într-o economie normală, știm foarte bine că prețul se formează la intersecția cererii și a ofertei. Deci, dintre cât avem cererea pentru un produs și oferta pentru acel produs, se tatonează până la urmă se ajunge un... Deci am spus într-o situație normală. În situația aceasta, regulile de joc care le avem noi se pare că nu sunt puse de stat, nu sunt puse foarte, foarte ferm, reieșind de anumite condiții sociale, că statul, pe lângă responsabilitatea economică de a acapara niște bani sau de a strânge niște bani care va strânge sub formă de impozite sau presupune că vor plăti impozite corect, deci mai are și o responsabilitate socială. Deci, în dependență de acești factori, se stabilesc anumite reguli, un anumit cadru legal. Iată, statul, când stabilește acest cadru legal care este adecvat și este pentru a proteja atât cetățenii cât și producătorii locali, atunci se face regulă. Aici vedem că nu s-a procedat la acest lucru, însă și magazinul sau reprezentanții acestui magazin sunt cei care spun cum va fi regulile, cum se vor vinde. Nu avem niciun imbol, niciun indiciu din partea statului că uitați-vă, deci să avem cel puțin 30% sau 40% produse agricole locale. Nu avem o minim, spre exemplu, ni s-a spus foarte mult că vor fi angajați noi oameni, vor fi locuri de muncă. Nu s-a spus exact câte locuri de muncă și cine este responsabil pentru aceasta. Deci vom avea 10-100, deci care vor fi numărul acestor oameni și cât de mult vor fi ținuți. Nu vor lucra, spre exemplu, sezonier, pentru că putem să spunem că au 1000 de lucrători, dar care vor lucra doar o lună pe an sau restul 100 vor lucra tot anul. Deci aici trebuie să vedem care sunt condiții. Statul nici nu are
interesul, dar nici nu are capacitatea, văd, la moment, de a purcede la asemenea negocieri și de a impune niște lucruri foarte clare și de a deschide toate cărțile, de a spune, uitați-vă, pe lângă faptul că vor fi poate anumite consecințe negative, dar iată care vor fi serie de consecințe pozitive, nu doar niște lucruri așa spuse aiuristic, fără niciun fel de bază legală, fără niciun fel de... Domnule Poliakov, domnul Ungureanu spunea ceva mai devreme despre locuri de muncă. Haideți să vedem, Kaufland-ul, cât este de transparent atunci când vine cu această inițiativă. Ce vom avea noi de câștigat de pe urma acelor 6 hipermarketuri care se zice până în 2020 trebuie să fie ridicate? Da, chiar cum spun și eu încă un mic mențiune. Ca să înțelegeți, este, e normal ca un stat să aducă investitori în țară. Este binevenită această chestie. Însă, noi trebuie să ținem cont, doar ca să suplinesc, trebuie să ținem cont dacă statul este gata sau nu este gata și aici în primul și în primul rând fac referire la legislația Republicii Moldova să primească aceste investiții, să le aducă. Și în cauză de față, noi suntem în situația în care Republica Moldova, din păcate, nu este gata și nu este gata după cum și-am menționat, nu este gata legislativ din ce motiv? Deoarece nu sunt pregătite acele pachete de legi care ar promova și investitorul local și, dacă vreți, și locurile de muncă. Și acum vis-a-vis de locurile de muncă. A spus foarte corect colegul când a menționat că atunci când un investitor așa de mare vine și deschide un astfel de magazin, este evident că el va atrage asupra sa consumatorii care procură aceste produse de la alte magazine, aceleași rețele de numărul 1, Green Hills. Nu contează ca să nu le facem publicitate. Corect, că avem foarte multe în Chișinău și anume sectorul Ciocana. Este evident că un astfel de magazin va închide alte magazine. Deci el deschide noi locuri de muncă, însă în același timp alte locuri de muncă din alte rețeli se vor închide. Deoarece... Trebuie de văzut la rece problema, trebuie de analizat. Absolut corect, absolut corect. Deci eu nu cred că este vorba despre o majorare a locurilor de muncă. Adică, da, ei o să le deschidă, însă automat o să piardă locul de muncă și alți locuitori ai capitalei. Atunci când vorbim despre aceste rețele, asta ar fi poate un imbold pentru administrația publică locală ca să ia o atitudine și acum să revizuiască de fapt condițiile prin care urmează să fie deschise, urmează să fie renegociat acest contract. Corect, și în primul rând trebuie să plecăm chiar de la amplasarea lor, chiar de la amplasarea. Deci nu în oraș, în afara orașului. Vreți să deschideți noi locuri de muncă? De exemplu, de ce nu? Dacă e în afara orașului, asigurați-le pentru cei ce trăiesc în suburbii, de exemplu. Sunt mai multe nuanțe care, din păcate, acum și mai reafirm încă o dată, nici capitala și cred că și nici Republica Moldova încă nu este gata la investiții de așa gen. Din păcate. Vroiam să punem în discuție un aspect foarte important, după aceea vom afla și punctul de vedere a domnului Ungureanu. Este oare întâmplătoare expansiunea acestor investitori sau un investitor de asemenea tale, precum este Kaufland-ul, și în contextul în care au fost precedate de acordurile politice de asociere, apoi cel de aderare la UE? Vreau să vedem aici, avem vreo legătură logică sau pur și simplu vorbim de lucruri pur întâmplătoare? Domnul Poliakov. Cred că este. Cred că este. Și acum probabil foarte puțini cetățeni au citit, ba mai mult chiar atât sunt convins, recent din faptul cât de voluminos este acest acord de asociere cu între Republica Moldova și Uniunea Europeană. Cetățenii nu au citit în parte ce ține de cote pe piața noastră. Adică faptul că producătorii din Uniunea Europeană vor avea posibilitatea și mai mult ca atât, Republica Moldova va fi obligată să asigure această posibilitate a producătorilor de peste hotare să fie prezenți aici. De ce este vorba de ruinarea producătorului local? Deoarece... Și un control până la urma produselor. Corect. Rețeaua nu doar Kaufland, dar și alte rețele de retail astfel de mari se cunoaște foarte bine că au brandurile lor proprii. Începând de la produse alimentare și până la, nu știu chiar dacă vreți, alimentație, în fine. Deci, odată ce el...
deci această rețea, da, are și brandul său, care este evident că se vinde nu doar în Republica Moldova, ci în toată lumea, da? Evident că și prețul va scade. Deci se pune în acest considerent și producătorul local rămâne doar să piardă. Și evident să se ruineze, să falimenteze, dacă vreți. Domnule Ungureanu, spuneți-ne, vă rog, ar exista o legătură între acord și extinsia, ziceam, acestor giganți? Da, deci în mod cert există o legătură. În acord sunt stipulate o serie întreagă de obligații și de drepturi. Republica Moldova, după cum știm, are dreptul să exporte, are dreptul să aibă aceleași relații de egalitate și așa mai departe, dar dacă să privim așa acest acord din ambele părți, drepturile și obligațiile, la capitolul obligații noi suntem obligați și ni se impun aceste obligații, iar la capitolul dreptul noi nu avem posibilitățile să ne exercităm drepturile noastre, pentru că, spre exemplu, noi avem dreptul să exportăm în Uniunea Europeană aceleași produse, dar nu avem acele tehnologie și acele calități, acele standarde. Deci iată aici apar alte piedici care până la urmă împiedică producătorul autohton să pătrundă în acele piețe și dacă privim strict statisticile pe cifre, observăm că acestea sunt în scădere. Iar când din asemenea hipermarketuri, mai trebuie să știm încă un lucru. Ele deja au legături foarte bune cu producători din Uniunea Europeană. Au legături foarte bune cu anumiți producători care sunt mari, care nu sunt producători de 10-20 de capete de vaci, cum ar fi la noi în Republica Moldova, dar sunt de mii, deci care vin cu același lapte, carne și așa mai departe, deci produse agroalimentare care sunt crescute nu de o afacere de familie sau o afacere mică sau cum este capacitatea Republicii Moldova, dar sunt pe mii de hectare, deci dacă să privim și din acest punct de vedere, observăm că se pun în confruntare două sisteme economice. Un sistem economic foarte slab al Republicii Moldova, ilegale, foarte slabe, iar o economie foarte puternică. Ce și n-am spune acum despre Uniunea Europeană sau despre ce se întâmplă acum la capitolul migranți, dar este o economie foarte puternică. Iar atunci când se confruntă prin diferite, la diferite nivele, la nivelul economic, la nivel, deci două economii puternice, produsele agroalimentare, produsele de construcție, orice, deci în cel mai multe cazuri, cel mai că economia puternică va învinge, pentru că foarte bine pus la punct rețeaua de alimentare, foarte bine pus la punct planificarea strategică, economic și așa mai departe. Deci acei producători știu foarte bine ce va fi mâine. Acei producători foarte bine știu că au subvenții de la statele pe care le reprezintă. Deci așa mai departe. Și ei pot să dea anumite produse mult mai ieftine, dar nu însemnând că și calitatea lor este mai bună, pentru că aceleși produse agroalimentare, chiar la calitățile gustative, fără să mai intrăm în esența și analiza lor, observăm că sunt deosebite de ale noastre și sunt chiar mai slabe, dar la acest capitol nu le verifică nimeni. Și iată că punând în cap la cap toate lucrurile acestea, observăm că Moldova își îndeplinește anumite obligații, care sunt obligate, ne-am obligat conform acestui acord să dăm aceste cote, să dăm această libertate, dar de folosit de această libertate noi ne putem folosi, nu avem capacitățile la moment, nu au fost investiții suficiente ca să avem aceleși tehnologii tot atât la fel de performante. Și atunci, în mod cert, producătorii noștri sau cei care vor produce piața locală vor dispărea treptat pentru că nu vor putea face concurență. Domnule Ungureanu, vreau să rămânem în albea aspectului economic. Spuneți-mi, vă rog, menționam ceva mai devreme că agenții economici vor fi nevoiți să vândă sub, în această rețea sub marca acesteia. Spuneți-mi, vă rog, până la urmă, este o, nu știu, o dorință, o realitate a celor de la Kaufland a controla totul sau cum se explică? Deci fiecare... Există acest pericol? Eu cred că există, fiecare din producătorii sau aceste rețele mari au o anumită politică. Politica lor de a pătrunde în, așa spunem, în zona lor de vânzări este aceasta. Deci dacă anumiți producători locali care știu că situația este foarte precară, foarte șubredă, vor să pătrundă în acel magazin cu produsele lor, deci ei probabil vor trebui să se conformeze. Și aici, iată, revenim la acea parte care am spus-o un pic anterior, că există cei care dictează, cei care comandă regulile și cei care vor fi nevoiți să joace după aceste reguli. Dacă să luăm așa, să împărțim din cota totală de vânzări, din cota totală de venituri, pentru că veniturile unor magazin sunt din vânzările, cu cât magazinul, cât rețeaua de magazine este mai mare, cu atât cota salarizării este mai mică. Deci față de un magazin mic care este de 2-3 oameni, unde salarizarea practic este formată din vânzări și practic toate vânzările se duc pentru a întreține acea familie a unui proprietar, a unul, doi angajați. Deci aici observăm că acele venituri se împart pe multe alte lucruri. Salariul este unul foarte mic în această cotă, iar cele mai multe din cheltuieli vor fi direcționate în afara țării. Deci asta este în primul rând atât pentru produsele care vor fi achiziționate, cât și profiturile care vor fi scoase de aici, pentru că profitul de asemenea este al unei rețele externe. Iar
acei bani vor fi direcționați nu pentru a asigura viața sau supraviețuirea oamenilor, cum este pentru magazinele mici, dar vor fi direcționați pentru produsele de lux, cele mai multe ori. Domnule Poliakov, eu vreau să vorbim despre cele 6 magazine, pentru că se intenționează 6. Nu este prea mult pentru orașul Chișinău această cifră și tot în aceeași ordine de idei vreau să ne spuneți ce va întreprinde administrația publică locală pentru a arunca lumină în acest caz destul de controversat. Primul și în primul rând încercăm să ținem la curent cetățenii cu ceea ce se vrea a face, da? Însă și prin aceste consultări publice, da? Chiar care au avut loc, încercăm să arătăm cetățenilor că iată, uitați-vă ce se face la dumneavoastră sub nas și dumneavoastră, dacă nu sunteți indiferenți, fiți amabili, veniți și încercați să vă expuneți, da, corect, părerea dumneavoastră. Ce se ține de cele ce urmează, da? Într-adevăr, se planifică fi înălțate încă 5 magazine. Știu că încă 2 la fel se vor fi amplasate, se vrea ca acestea să fie amplasate la fel în municipii, adică în interior și nu în afară. Vom încerca să aducem la curent acestui investitor că de fapt ar fi binevenit ca acestea să fie folosite în afară, adică chiar și dacă dumneavoastră vreți să veniți să investiți, fiți amabili, dar faceți-o așa cum e corect și să atragă atenția la magazinele care sunt amplasate chiar la ei, în Germania, în Italia și în alte orașe, ori la ei este același lucru. Astfel de magazine mari de obicei sunt amplasate în afara orașului ca să nu creeze situații dificile pe interior. Domnule Poliakov, dumneavoastră vorbiți la modul ideal că ar trebui să se întâmple o serie de negocieri și așa mai departe, dar până la urmă vă îndemn poate să medităm împreună asupra faptului că în țările sus menționate de către dumneavoastră există mai mulți giganți. Ori fac referire la ceea ce spunea un pic mai devreme domnul Ungureanu. Agenții economici sunt puși pe picior de inegalitate, dacă vreți. Și atunci se poate întâmpla ca într-o perioadă relativ scurtă să avem o stare de lucruri pe care nu o putem prevede acum. Da, cum și-am spus anterior, din păcate, acum Republica Moldova, cu toate că sunt binevenite investițiile, dar nu este pregătită legislativ. Ori, dacă noi am văzut exemplul chiar și aceleași Românii, că da, i-a adus acești investitori, însă pe urmă a fost când deja s-a bătut cu această problemă, când deja a văzut că micii producători falimentează, când a văzut că se confruntă cu o serie de probleme, a început deja să pregătească acte legislative în acest sens. Eu consider că corect ar fi ca noi să preîntâmpinăm aceste situații, să vedem ce s-a întâmplat la vecinii noștri, permițând unor astfel de investitori să vină în statul lor. Eu consider că ar fi corect noi să ținem cont de problemele care ei s-au confruntat și să le impunem aici. Corect, să le impunem aici, după aceasta poftim, veniți, intrați, aduceți aceste investiții. Noi nu suntem împotriv. Da. Domnule Ungureanu, vă ascult și punctul dumneavoastră de vedere, dar vroiam să vă întreb. Conform legilor economice, știm că concurența de regulă generează calitate. Ori în Republica Moldova, unde nu putem vorbi de alți giganți economici care să contribuie la ceea ce spuneam un pic mai devreme, la generarea concurenței, haideți să vedem în ce măsură ne putem aștepta la calitate? Pentru că și aici este un aspect destul de controversat. E mediu favorabil? În Germania, în Italia avem alți agenții economici destul de mari ca să nu le facem publicitate. Da, este un lucru adevărat. Într-o economie, concurența generează calitate, pentru că trebuie să avem concurență atât între rețelele acestea mari, da, cât și asta între, și zic, pe diferite planuri. Dar haideți să ne uităm cum se petrece acest lucru în Europa, în Uniunea Europeană sau chiar și în alte, în afara Uniunii Europene. Deci există diferite tipuri de magazine. Deci există magazine care sunt pentru masele large și care sunt foarte mari, deci cum, și ele sunt de asemenea rețele, dar sunt și magazine care au o anumită cotă, deci sunt specializate doar pe anumite produse eco,
produse care sunt destul de scumpe, dar ele sunt susținute cumva de stat și ele supraviețuiesc, pentru că acesta trebuie să supraviețuiască în condițiile noastre. Nu suntem împotriva, deci ca să nu creadă cineva că suntem împotriva investițiilor sau împotriva ca să vină anume această rețea, suntem pentru că investițiile sunt necesare într-o economie, mai ales într-o economie care se dezvoltă. Dar toate acestea trebuie să fie echilibrate. O economie, o dezvoltare economică trebuie să fie echilibrată și noi trebuie să avem acel simț, noi trebuie să avem acea doctrină economică. Din păcate, Republica Moldova încă nu are acea doctrină economică conform căreia să știm cât trebuie să fie investițiile într-un anumit sector, cât trebuie să fie într-un alt sector și care este echilibrul acesta. Iată, noi nu avem acest echilibru și s-ar putea din această cauză să pierdem și la calitate. Pentru că de o concurență adevărată noi putem vorbi că este un monopol sau cel mult un oligopol, când există o înțelegere de cartel chiar între anumite, sau când o rețea mare va dicta prețul pentru rețelele mici, dacă acestea vor vrea ca să supraviețuiască. Domnule Ungureanu, spuneți-mi, vă rog, statul este capabil la ora actuală să ofere anumite subvenții producătorilor autohtoni pentru a ridica nivelul, a putea concura? Vedeți o posibilitate? Mai avem două minute în cadrul acestei emisiuni, de aceea și vreau să... Vă strălui rapid. La momentul de față nu prea, pentru că chiar dacă ne uităm la bugetul actual al Republicii Moldova, pentru anul acesta sunt prevăzute peste 30% din cota bugetului este din ajutoare externe, sub diferite forme, de grant, de credite, de și așa mai departe. Deci nu mai există de unde ca să dea ajutoare protecționiste, pentru că anume din aceste bani s-ar putea să se oferă o antiprotecție. Iar în doctrina economică sau la Ministerul Finanțelor nici nu a fost vreodată un asemenea proiect care să protejeze în acest fel producătorii noștri. Domnule Puneacu, permiteți totul la acest subiect. Noi am văzut foarte bine cum guvernul și-a asumat responsabilitatea și a achitat pierderile producătorilor, celor ce au grădini și așa mai departe. Da? Au avut de pierdut foarte mult pe seama unor situații în care se află Republica Moldova și a promis că noi vă vom susține. Noi am văzut cum au susținut și am văzut cum și-au tergiversat aceste plăți și au micșorat aceste plăți în așa fel încât producătorii deja nu mai vreau să se ocupe cu ceea ce s-au ocupat până acum. Deci practic dispar. Da, domnule Poliakov, întrebarea pentru finalul acestei emisiuni. Vor fi trași la răspundere cineva din cei care au încălcat legea? Mă refer la cei care au defrișat pomi, cei care au creat dezordine, cei care și această listă cu păreri de rău ar putea continua. Cel puțin noi, pe marginea defrișărilor ce au avut loc, noi am sesizat deja organele abilitate? Da, spațiile verzi deja am sesizat. Urmează că ei să iei o decizie. Sperăm foarte mult că decizia va urma. În caz contrar, vom fi deja convinși că aceștia sunt protejați. Am vedere despre Kaufland. Domnule Poliakov, domnule Ungureanu, eu vă mulțumesc pentru amabilitatea de a participa la această emisiune. Stimați telespectatori, a fost Reflector Analytics, sunt Vlad Mandan, o seară bună alături de Accent TV.